cum să procedezi atunci când ești batjocorit de colegi din cauza exteriorului tău. Discutăm astăzi cu pastorul Vasile Filat. Pace, domnule pastor. Pace, Adrian. Câteva sfaturi. Cred că sunt tineri care au aceste probleme acum la școală, la universitate, nu mai știu. Sunt batjocoriți din cauza exteriorilor lor. Cum să procedezi în acest caz? Păi de batjocoritori nu ducem lipsă. Unii sunt batjocoriți din pricina exteriorului, alții sunt batjocoriți pentru că au exterior prea bun, alții, nu știu, din multe motive oamenii se batjocoresc unii pe alții, de batjocoritori nu ducem lipsă. Însă eu aș începe cu psalmul 1, care spune așa, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Primul lucru care vreau să-ți spun, dacă vrei să fii fericit, dragă tânăr, tânără, adolescent, adolescentă, dacă vrei să fii fericit, să ai pace și bucurie în inimă, evită compania celor batjocoritori. Nu ai ce petrece tu. Poate s-a întâmplat să fii în clasă cu unul, mă rog, n-ai încotro, că suorele și... Dar chiar și acolo în clasă, fii înțelept și evită compania celui batjocoritor. Cum un batjocoritor, dacă nu te va batjocori din pricina exteriorului tău, va găsi alt motiv. Vei învăța rău, te va batjocori pentru că înveți rău. Vei învăța bine, te va batjocori pentru că înveți bine. N-ai văzut cum își bat joc de cei care învață bine? La tine își bat joc pentru că nu știu ce nu le place în exteriorul tău, dar la alții pentru că învață bine, ei își bat joc. Vei veni cu haină albastră, își vor bate joc, ești cu albastră. Vei veni cu una neagră mâine, își vor bate joc, ești cu neagră. Așa e omul batjocoritor. Omul batjocoritor de tot vrea să-și bată joc. De aceea Biblia spune, nu te duci, nu te așeza pe scaunul lor. Compania lor e viitor, nu-ți trebuie. Ba, încă mai este un motiv. În primul rând, te vor face totdeauna să te simți prost. Nu vei avea bucurie în inimă, nu-ți trebuie asta. Evită compania lor, ca să ai pace, bucurie în inimă. Biblia spune, cine se însoțește cu înțelepții, ajunge înțelept. Dar cine se duce cu nebunii, o duce rău. Cine se însoțește cu proștii, o duce rău. Dacă te însoțești cu ei, o vei duce rău. Evită compania lor, nu-ți trebuie. Nu-ți trebuie, pe cât este posibil, cât mai puțin timp acolo. Când ei te batjocoresc, poate ar fi caz odată să-i spui, foarte serios, să le iei într-o parte pe cel care vorbește așa și să-i spui, nu-mi place că vorbește așa și nu vreau să vorbește așa. Aș vrea să cred că va fi un om cu bun simț, un om care, la care va avea rezultat. Dar dacă este un batjocoritor de ăsta la care nu are niciun rezultat, atunci trebuie să-l ignori. Poate trebuie să-l ignori și lași într-o parte dacă e nebun. Sau poate dacă va fi prea nebun în nebunia lui, poate va trebui la un moment să chem și poliția sau să, nu știu, că așa, cu ne ajung... Să spui la director. Să spui la director ce va trebui, să vezi dacă va ajunge prea nebun în nebunia lui. Dar, cel mai bine, stai deoparte și nu pune la inimă toate prostiile care le vorbește un om batjocoritor. Nu că-ți strici tu inima, nu pune la inimă niciodată. Stai liniștit și bucură-te, desfătează-te de Dumnezeu. Dacă ei, cei batjocoritori, îți vorbesc rău de exteriorul tău, atunci du-te la Psalmul 139. Deschide Psalmul 139, citește-l acolo, psalmul ăsta. Dacă ești apăsat cu privire la exteriorul tău, citește-l și mai ales când vei ajunge la versetele 13 și 14, vei vedea cuvintele cele frumoase unde David spune, Doamne, ce minunate sunt lucrările tale, Doamne, m-ai țesut în pântecile mamei mele, ce făptură minunată sunt eu, zice el. Sufletul meu vede asta, vede și îți mulțumește, te slăvește pe tine. Uite numai cum Dumnezeu te-a creat, Dumnezeu te-a creat minunat. Că nu le place la cineva, lasă-i în pace pe ei. Uite bine și admiră ce a făcut Dumnezeu, mulțumește lui Dumnezeu pentru felul cum te-a creat el. El te-a creat spre slava lui, trăiește spre slava lui, trăiește frumos. Nu trebuie să te neliniștești. Într-un loc în Scriptură, înțeleptul Solomon spune așa, nu răspunde nebunului după nebunia lui, ca să nu te asameni cu el. Dacă ei te batjocorești, nu răspunde cu batjocoră, Doamne ferește, nu răspunde așa.
Dacă el este un batjocoritor și batjocorește, asta e tot ce poate îl oferi, de la el nu poate ieși nimic altă, nu îi răspunde așa, nu îi răspunde nicicum, pentru că te vei asemăna cu el. Ce vrei să te asemeni cu el? Tu ești copil de Dumnezeu, tu îl reprezinți pe Domnul Iisus Hristos. Când deschizi tu gura, atunci oamenii trebuie să audă învățătura Domnului nostru Iisus Hristos. Când văd cum te porți tu, cum vorbești tu, trebuie să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos, să-L audă pe Domnul Iisus Hristos. Prin felul cum tu îl reprezinți pe Domnul Iisus Hristos. Nu te asemăna cu un batjocoritor. Deci nu răspunde nebunului, cu un batjocoritor e un nebun. Nu răspunde nebunului după nebunia lui ca să nu te asemeni cu el. Dar, spune Scriptura, răspunde nebunului după nebunia lui, când o cere cazul, ca să nu se creadă înțelept. Deci fii foarte atent. Nici nu pierde momentul uneori. Cere înțelepciune de la Dumnezeu. Că o să-ți dea înțelepciune totdeauna Dumnezeu, cum să procedezi și răspunde nebunului după nebunia lui, ca să nu se creadă înțelept. Deci fii înțelept și încă o dată îți spun, nu pune la inimă, ca să-ți treci inima, să îți pierzi bucuria din inimă, din pricina batjocoritorilor. Niciodată în viață să nu le dai voie batjocoritorilor să-ți fure bucuria. Nu, nici de cum. Te necăjesc, roagă-te pentru ei. Apropo, roagă-te pentru cei batjocoritori ca Dumnezeu să le dea pocăință. Roagă-te să le dea pocăință, roagă-te pentru mântuirea lor și caută prilejul potrivit ca să le vorbești. Atunci când batjocoritorii ăștia au și ei așa momente când își mai deschid inima, mai au crize în viață, mai au probleme în viață, mai au ceva când își deschid inima. Atunci folosește momentul potrivit ca să mergi să le vorbești celor batjocoritori, să le spui despre Domnul Iisus Hristos, să le spui Evanghelia și poate se vor întoarce și ei să devină copiii lui Dumnezeu, să se pocăiască pentru batjocura pe care au făcut-o altora și pentru prostia care a ieșit din ei, să se pocăiască și să devină copii de Dumnezeu și să-L urmeze pe Dumnezeu. Iată așa, eu te sfătuiesc să faci și vei avea pace și bucurie în inimă și nu te deranja de exteriorul tău, atât timp cât asta nu ține ceva de, mă rog, să zicem, dacă exterior îmbraci haine murdare, da, trebuie să te deranjezi, spală-ți hainele. Dacă obișnuiești să te îmbraci într-un hal fără de hal, atunci schimbă repejor lucrurile, nu merge așa, nu mai fa așa. Schimbă sau dacă nu știu ce mai sunt niște lucruri care nu le faci bine, nu-ți speli dinții sau nu știu ceva care ai deranjează și te batjocorezi din pricina asta repară. Dar dacă ei vorbesc de felul cum, eu nu știu, nu le plac pestruii de pe fața ta sau nu le place că ești creștin, cu părul roșu sau nu știu ce, ei vorbim de exterior, da. De exterior, sau nu le place că ești prea obez sau prea nu știu cum, atunci nu lăsa ca să-i... Dar și cu privire la obezitate, vezi și tu, poate ar trebui să mai înveți și înfrânarea poftelor, poate ar mai trebui să mai faci puțin sport, poate ar fi cazul să verifici dacă nu cumva te-ai lăsat prins în păcatul îmbuibării, ea verifică bine că asta tot este un păcat, tot atât de grav. Biblia spune este un păcat grav. Deci nu da voie să fii prins în păcatul îmbuibării. Și vezi, verifică lucrurile acestea ca să fii sigur că este bine și ce ține de tine ai făcut bine. Dar în rest, mulțumește lui Dumnezeu pentru felul cum te-a creat și bucură-te de trupul care ți l-a dat Dumnezeu, de viața care ți-a dat Dumnezeu, de mântuirea care ți-a dat Dumnezeu, în Domnul Iisus Hristos.